Este o nouă seară de sâmbătă ca de obicei la această oră Arcultura este alături de voi. O nouă ediție și o, o nouă discuție. Bineînțeles, de această dată am deosebită plăcere de a avea alături pe doamna Irina Margareta Nistor, critic de film. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit așa. Văd că vezi, vedeți viața în roz, din câte cel puțin la mine așa pe calculator așa apare. E bine, trebuie să măcar să interveni mm -hmm. și noi puțin în decor. Dacă viața este... Păi în spate pe aici Audrey Hepburn, cred că de acolo ți se trece, știi, că da. se cânta. No, no. Da, s-ar putea, s-ar putea. Mm -hmm. Zic să păstrăm această constatare de început mm -hmm. și să mergem pe direcția asta, că s-ar putea să ne fie bine. Deci vorbim despre nominalizările la Oscar. Cred că toată lumea vorbește despre ele, pentru că suntem implicați direct. Mai mult ca niciodată, poate, trăim un vis. Așadar, contăm, contăm la această gală din 25 aprilie, mă rog, 25-26 aprilie pentru noi. Să vorbim un pic despre toate lucrurile astea. Deci aș începe, cred, bineînțeles, cu nominalizările pentru cel mai bun film. Cred că asta este ordinea în care se și așteaptă premiile. Deși ele uh, sunt exact în ordine inversă. Știi că avea pe dimineață, din punctul da, nostru da. de vedere, în sfârșit, când deja toată lumea sună la telefon sau zice, să fiu nu știu ce studio și tu zici, dai mă, să văd și eu totuși cine a câștigat și care e discursul. Nu, 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 de acum. acum. Acum ai intrat? Acum, că e ora fixă, deci cunoaștem programul ăsta. Da, păi, e acolo este punctul cireașa de pe toată lumea. Așa. așa a fost și la nominalizări, să știi primul lucru, știi au făcut nominalizările și imediat au început să sune telefonul. Zic, stați puțin să văd și eu și toate nominalizările, nu numai pai ai noștri, adică hai să nu fim așa da? Da. egocentrici. Da. Da. E bine că am ajuns să fim și noi în situația asta. Deci, să pornim cu cel mai bun film. Acolo situația este, nu știu, destul de serioasă, aș putea spune eu. O să văd că anul ăsta uh, s-au ales numai filme... Uh, foarte nu știu, dure. Foarte dure, exact așa după cum spuneți. Altfel... Foarte tulburătoare, extrem de tulburătoare. Așa, cred că trebuie deja rezervată o serie de întâlniri la psihanalist, după ce le vezi atent, așa, Cred că da, cred că a fost așa. De, a fost o mică înțelegere, nu între prieteni de data asta, ci o mică înțelegere cu cei care se ocupă de sănătatea noastră mentală și a zis, domne, ia să vedem, cum îi mai îngrozim puțin. Puțin, în afară de ce se întâmplă în jurul nostru Hai să fie în racord, nu? Așa la, e La 2020, un racord perfect la 2020 ca și când Da, de... da, aș spune că și la, și la 21 aș putea spune da. Da, Că ele au fost făcute în 20, da, mă rog Da, da pentru că așa suntem în a patra lună de 2021 Și asta este foarte adevărat Depinde, de depinde cine spune Uite, eu am un fel de roboțel acolo Pe care dacă le întreb în ce an e Îți spune 2020 și că a stat uh, timpul pe loc Așa că ai grijă, nu știu, să da. vedem Știi cum se spune? Că Dumnezeu a inventat timpul ca să ne sperie. i ieșit. Și în ultima da? vreme mai mult ca niciodată. <laughs> Un e. cântar pentru timp aș vrea. Aștept să inventeze cineva chestia asta. Hai, Bun, hai, 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 hai să ne facem la film. Un concept nou, da. Exact. Deci avem în primul rând, în ordine, Tatăl, The Father, pe da. care o parte dintre noi l-au și putut vedea pentru că a fost în deschidere la festival Anonimu. Deci cine a ajuns anul ăsta acolo l-a văzut, că pentru că nu punem la socoteală pe cei care l-au văzut ilegal, și de-abia așteptăm să-l budget, probabil dacă va și câștiga, să o îndura vreo platformă, cum se cheamă mai nou. Deși m-am amuzat de trebuie să fie cheamă platformă, am senzația tot timpul că văd o sandat în aia cu, cu un toc mai înalt, așa știi, care are bază și deci, o platformă. Da? Eu când așa. spun platformă... Sau un, sau un peron de tren, că apropo, ai văzut că să ține în parte gala de anul ăsta și în într-o gară. Deci trebuie să nu pierdem trenul ăsta, dacă se poate, să avem grijă să-l prindem și să-l prindem nu așa la înțelegere cu nașă, ci de adevăratele. E foarte important pentru noi. Bun. Dar deocamdată, deci ar fi așa. Ar fi The Father, um, ar fi um, Judas and the Black Messiah, pe care mărturisesc că nu l-am văzut, deci n-aș putea să spun, dar știu, este politically mega corect. Așa. Este Mank, care mi-a fost extrem de drag. E un film în alb negru și este despre Hollywood. Nu știu de ce l-au ignorat în așa hal la globurile de aur, că vorba aia, doar acolo eram, la Hollywood eram și văd că se agită chiar foarte tare pentru anul ăsta ca lumea să fie, adică nominalizații să fie chiar fizic prezenți. Și ceea ce mi s-a părut că am încercat așa să-l ia înainte francezilor, care zic bun, bun, hai că până în iulie, când am mutat noi canul, e în regulă, terminăm cu vaccinarea și toată lumea o să poată să meargă în mod liniștit. Apoi este Minarii, care e o, e o poveste foarte sentimentală și, să-i zicem, americano-coreană. Nomad Lendu, care este din nou, adică ne bucurăm că n-am rămas în stradă, cam asta este și ne-am rămas pe drumuri, dar văd că venețienii au fost foarte încântați așa. Promising Young Woman, care e un film despre răzbunările care știm de obicei sunt un fel de mâncare rece, se consumă rece, așa, și e o răzbunare apropo de adolescență și care, din nou, e o chestie destul de repetitivă, aș putea spune. Așa, The Sound of Metal, că nu trebuie, aceea a fost numai Beethoven, pe care tocmai înțeleg că ne pregătim să-l excludem de pe peste tot, am mai găsit pe un muzician care rămâne fără auz, și The Trial of the Chicago 7, care se pare că are șansele cele mai bune, chiar dacă dincolo n-a reușit mare lucru. Acum, adică, mă rog, a luat pentru scenariu, e adevărat, dar Sorkin a ieșit la cel mai bun regizor, în mod dar din nou, pentru că au ținut neapărat să fie politically corect. Uh, și sunt trei regizoare și doar doi regizori, așa încât a fost mai complicat să-i să aleagă. Deci asta ar fi la cel mai bun film. Mărturisesc că am ținut mult cu Mank, Mankiewicz, pentru că era scenarist, pentru că era uh, indirect o poveste despre Orson Welles și ne întoarcem să-l vedem, pentru că lumea știe așa impresia că da, nu există nimeni să nu fi văzut cetățeanul Kane, nu există nimeni să nu fi văzut palipile vântului când a fost scandalul cu pricina și, în egală măsură, aș spune și în cazul nostru, că ne gândeam că până acum nu mai există nimeni, dintre cine filmă măcar, care să nu fi văzut colectivul dacă tot este dublu nominalizat. E bine... Mulți spun, n-am avut curajul, între altele pentru că titlul te duce cu tot o altă direcție și nu neapărat spre ceea ce reprezintă, adică o lume a presei și a corupției și a politicii și foarte puțin, de fapt, despre drama de la colectiv. Da, este punctul de plecare de la care se dezvoltă tot. Filmul. Exact. Dar vom vorbi despre toate. Haideți să ne luăm... În ordine, deci acest Asta father... l am luat. Da, tu, da, tu dar... ce Ia -zi. Eu, ce... repede. Pentru mine e cel mai apropiat dintre toate. Mi-a devenit brusc acest The Father, pentru că mi se pare că toată lumea are de câștigat din, acest, din această poftă din ultimii ani al lui Hopkins de actorie. Văd că are un nou început, așa, la 80 de ani, E un om binecuvântat, aș putea spune, dacă mai au asemenea... Păi dacă potă... a fost papă, normal că e binecuvântat, stai puțin, că... <laughs> da, măcar a încercat <laughs> să fie <laughs> papă, dar iar i-a reușit. i-a mm reușit. -hmm. În orice caz, un recital actoricesc, e adevărat, după cum spuneați la început, după care e nevoie și de un mers la psihanalist, mm -hmm. mi-a adus aminte de amur era cam din aceeași zonă și la fel de dur. Există și o secvență acolo care întâmplător pare decupată din amur. Nu vreau să... Da, nu, 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 nu spoilerim, te rog, te rog, că da, nu... da, spun, nu vreau și să poate totuși spun. cineva l aduce și în oraș. Da, nimic... Chestia asta s-o deschide cinematografele și tot așa, eu mai sunt, da, știu, da. meu este fără margini, dar... Păi, trebuie uh, să ne nu, atunci. dar pe de altă parte, tocmai asta mă gândeam că era și într-un fel racord, pentru că tot ai spus despre amur și cu ceea ce se străduiesc în Franța acum să treacă legea asta eutanasiei, că, pentru că, în mod sigur, atunci când ajungi în faza pe care o știm bine de la The Father, cred că asta îți dorește. Adică dacă ai vreun moment de luciditate, cam asta dorește să se întâmple. Dar trebuie să nu uităm un lucru, că regizorul, care este și un dramaturg foarte bun de, de comedie, a ținut neapărat ca de data asta rolul să fie al lui Anthony Hopkins. A schimbat chiar numele personajului, pentru că ea a fost inițial o piesă de teatru, care s-a jucat în Franța. În orice caz, Hopkins este extraordinar de... Dacă pot să spun în asemenea condiții inspirat, ceea ce arată acolo este un. aș putea spune, un act actoricesc foarte apropiat de ideal, de săvârșire, nu știu, oricât ar fi de bubuitor, pompieristic, ceea ce spun eu aici. Cred așa că, pare. Eu cred că trebuie să mulțumim, în primul rând, oscar lor, pentru că. Atunci când a luat pentru tăcerea mieilor, el era într-o depresie îngrozitoare și chiar avea ceva gânduri de sinucidere. Deci, cred că odată în plus trebuie să mulțumim Oscarului că există, pentru că asta i-a dat ideea și impresia că este extrem de important pentru arta asta, pentru că știm bine că au mai existat diverși care au fost convinși că nu, cum ar fi Robin Williams, de exemplu care a fost convins că ce mare lucru a făcut și și-a luat zilele, nu? Așa da. că... Trist, da. trist, dar adevărat. Bine, sunt și alții care au fost recompensați monștri sacri, bineînțeles, doar pentru întreaga carieră și probabil că da, au avut ia da, avut o da, da, de da, Așa zis, sonorifice, da. da. E bine că s a da, s-a inventat și acest Oscar uh -huh. pentru, pentru o întreagă carieră, pentru că măcar pe în ultimul ceas să-ți aduce aminte de ceea ce trebuia să faci altă dată. Bun, asta, Judas and the Black, Messiah, e adevărat că este foarte politică correct, corect, dar l-a ieșit. Mie mi se pare că e un film care stă pe picioare în sine, dincolo de ceea ce poate se urmărește mai mult sau mai puțin vis a -vis de el, ca miză socială sau de altă natură, adică oamenii chiar își fac treaba în film, sunt foarte convingători, adică, din toate punctele de vedere. Pentru mine, personal, mi s-a părut o reușită mai mare decât procesul celor șapte, acolo mi s-a părut totul mult mai schematic și vorbesc numai din punct de vedere filmic, nu, Doamne, ferește, Absolut, da. Da, nu din a, alte puncte de vedere. A, Mă rog fiecare cu <laughs> cu, da, cu, da. cu gustul propriu. Da. Exact. Iar la Mank este Gary Oldman care mi-e mult, mi mult prea simpatic de prea multă vreme, adică am crescut cu el. Uh, și... și care e genial și el da, pentru da, rol, dacă era un rol foarte complicat și după da, ce a făcut da. un Churchill formidabil, după ce a făcut, a, a făcut chiar și un Dracula, știi, dacă da, ne amintim. Da. da, el face a, mult. Așa e, dar nostru, ca să zic da, așa, da. El, el este neașteptat și spontan întotdeauna. Adică uh -huh. nu știi la ce să te aștepți în ceea ce îl privește. Cred că a făcut uh, aproape totul, toate rolurile posibile. A fost și bun și rău. Și nemuritori și muritori și tot tot ce vrei. În orice e, caz Dacă îl cheamă Oldman acum ce vrei? Dacă. <laughs> e s a trezit deja bătrând de în nume, știi așa, bătrân Na, e o șansă. E o șansă dacă uh -huh. ești deja bătrân de când ești tânăr, uh -huh. să putea să știi mai multe decât Exact, rest. exact. Benjamin Button. Da. da. Exact. Uh, păi, uh, uh, în orice caz așa, după cum spuneați filmul este clar un omagiu la adresa lui Orson Welles. Da, uh, și a perioadei respective și acum um, se ceartă între ei cine va fi pe generic, cine nu va fi pe generic și istoria asta se repetă de aproape 100 de ani încoace, adică toată lumea avea, are tot felul de orgolii din asta, deci nimica, absolut nimica nu e nou în reacțiile oamenilor, dar pe de altă parte filmul e genial, absolut genial. Păi da. filmul, în general, cred că a devenit un colocatar pentru oricine în ziua de astăzi. Adică face parte din viața ta, nu există. Trebuie luat în cartea de imobil, am spus de mult, dar asta este, nu știu. Da. Și poate în 2020 am locuit cu el mai mult decât niciodată. Exact. La propriu, adică dacă film nu aveam, nu știu ce ne făceam, uite, o încercare exact, exact. trebutată de rimă. Mm -hmm. Da, ce spunem despre acest minari? Minarii e foarte e, Să știi că Minarii e foarte Aproape, aproape de Nomadland-ul ăsta Adică din nou O existență de-asta Într-o într, -o, într -o rulotă și mai la limită Drumuri Doar că aici este o familie Spre deosebire de nomadland unde este o Singură femeie care străbate O Americă în care cred că nimeni nu și-ar dori vreodată să emigreze dacă așa ar arăta America. Din fericire, ea nu arată așa, doar într-un film în care țin neapărat ei să ne deprime. Uh, și și, de și da, sigur, ea joacă foarte bine, e, dar. Uh, spun sincer că mi s-a părut cam greu să-mi pierd două ore și un pic din viață văzând chestia asta. Adică și e repetitiv. Bun, am înțeles, e pentru curățenia casei și a toaletelor, dar totuși o să-i dea un Oscar pentru chestia asta, mă rog, nu știu, <l> se pare că multă mult așa, mai ales că ea poate să facă mult mai mult decât atât. Adică Three billboard era genial și cred că era suficient, dar pentru că e și o regizoare, știm foarte bine, o regizoare care este de fapt de origine chineză, iarăși o să o luăm de la capăt cu politica corectă asta care o să ne omoare până la urmă cea de a șapte arte, dacă nu le socotim strict în sine și fără să ne gândim neapărat. Uite, asta era o chestie interesantă la un moment dat, Thierry Fremont la, la Cannes nu mai spunea din ce țară vine filmul respectiv sau uh, cineastul respectiv. Spunea doar numele și mie mi se pare mult mai corect. Nu știu ce neapărat trebuie să știi din ce țară e, ce culoare e, ce câți ani are, cât... Eu, pur și simplu eu e un creator și atâta tot. Și asta mi s-a părut, da, mă rog, a trecut destul de repede. A fost o modă doar de un singur an și n-a dansat decât o vară ca să citesc din alt film Ce da. celebru. Uh. sau primăvară târzie, da. Uh. După aia mai ai încă un film uh, Promising Young Woman, deci vreo două sunt, uh, două-trei sunt cu personaje feminine. Uh, Promising Young Woman care eu a, aș fi dus mult mai curând, m-aș fi dus la DIG, la, la site-ul, știi, care un, un sit arheologic. Archeolo uh, aceeași actriță, ea este absolut senzațională, iar aici e stranie și toată povestea aia e sinistră și de ce? De ce trebuie neapărat așa de ceva? Te rog, asta e. Eu aș face, dacă îmi permiteți, o trimitere la minarii unde muzica mi s-a părut cu totul excepțională și că ajută... Ea cântă minuna la pian, vă spun eu! Da! <laughs> și nu vrea să ne acompanieze niciun film mut, vă spun, să vi-l părăsc, da, da. da, așa e muzica e minunat. da, mi mi minunată. Da, este absolut minunată și de, de altfel există și o nominalizare pentru compozitor mm. anul acesta. Nu știu, reușește să facă din filmul ăla mai mult. nu știu, dacă e agră sau e din altă parte, pentru că are și niște pretenții ușor, uh, uh, să zic așa, transcendentale. Uh, Le nobilează da, da, da. muzica aia, știi? Că, că altfel e. ar fi poate o poveste mai banală. Știi? Da, mult mai banală, și -a dar... așa, o aureolă, uh, știi? Da, și aș mai face o precizare doar la acel personaj secundar, adevărat, uh, dar care e foarte straniu ca nu, bunica e destul de pattern. S-a mai folosită genul ăsta de bunică coagulantă, care face și drege și totul se întâmplă din cauza ei, dar personajul care ajută, tipul fanaticul religios care face o incantație la, la fiecare trei minute. E un personaj foarte, foarte interesant. Nu știu dacă e trebuia să apară sau nu în toată treaba asta, dar el există, așa că fac o mențiune și despre el. Interesant ca apariție și muzica pentru minarii care merită ascultată în sine. Este extraordinară. Absolut extraordinară, Mi-a plăcut foarte mult. Uh, și mai rămâne uh, să vorbim... Sound of Metal, iar cu... Muzica. Da, din păcate eu nu am mai nimic de spus pentru că n-am reușit să-l... Nici. Da, Așa că nu ne rămâne decât să ne imaginăm cum sună metalul pe baza a ceea ce. Înțeleg cum. că nu sună deloc, că el își pierdeau uzul, dar în sfârșit. Ah. Cred că nu mai sună. Da, da, da. Ah, dar, pe de tragedie. altă parte, știi cum e. S-ar putea. Nu, nu cred că are mari șanse. Nu știu exact cum e la Casa de Pariuri, chestia asta, dar. Uh nu cred că are șanse mari, dar pe de altă parte ar trebui să nu uităm că n-am fi putut nici noi să vorbim așa și nici n-am fi avut telefonul dacă Graham Bell n-ar fi avut niște părinți surdomuți. Așa că eu cred că ar trebui să fim ceva mai atenți în direcția asta și mai, mai generoși, pe lângă faptul că n-am mai fi avut subtitrările pentru cei cu deficiențe de auz care ne-au ajutat de atâtea ori să înțelegem mai bine ce se întâmplă și să învățăm mai ușor niște limbi străine, știi? Da, cred, de... cred că, într-adevăr, ar trebui să mai studiem un pic istoriile lucrurilor cu care ne-am trezit mm -hmm. de gata, pentru că s-ar putea să ne ofere o nouă perspectivă și să ne facă cumva puțin mai înțelegători din punctul ăla de vedere al înțelegerii globale. Mm. Să înțelegem ceva. Și mai recunoscători ceva mai... acolo suntem noi recunoaștem recunoștința. Da, Floare, da, da, rară, da. știu ce da. cum zic eu, floarea reginei. Da. Da. Uh -huh. uh, da. Cu recunoștința, da, într-adevăr. <laughs> păi, am preluat noi sărbătoare recunoștinței? Nu, nici noi, nici francezii. Vezi, da. când alelalte, da. Valentine și toate alelalte, așa, ușor, da, chiar și Halloween-ul. Da. Chiar okay. și Halloween-ul, oh, da. da. Bun, și cu acest <coughs> proces al celor șapte, uh -huh. uh, care uh, nu știu dacă are cele mai mari șanse sau nu, dar în orice caz E un film care iar trebuie văzut pentru că nu știu câtă lume știe de perioada respectivă Nu știu exact. ce reverberații în perioada de acum are toată treaba de acum 60 de ani iată, Aproape în urmă și așa că lucrurile trebuie Și când trebuie. în perioada respectivă oricum cei din România nu știau foarte exact ce se întâmplă dincolo de ocean da. Să ne înțelegem că este o tot o recuperare a istoriei pentru noi da. da, trăim în tot felul de, de recuperări care ar trebui să ne devină cumva necesare, pentru că putem să înțelegem cu mult mai mult, într-adevăr, din toate lucrurile astea. Acum să, să mergem la uh, cel mai bun regizor. Uh, cel mai bun regizor, da, care ți-am zis că, în parte, e cea mai bună regizoare. Da, Așa. Dar m-a interesat foarte mult uh, acest film danez și unde, iată... Ah, care mi-a plăcut foarte tare și care a apucat să și ruleze chiar și la noi. Da, și pentru că și pic, pic regizorul, regizorul, regizorul lui este nominalizat și este și în concurență directă la un moment dat cu Colectiv, deci uh, toată treaba ne, ne privește. Și care atumat. tocmai a luat Cezarul. Da. Și este mm -hmm. și acest uh, Mads Mikkelsen care este... Pe care Eu ai... la un moment dat chiar mă gândeam, zic, între el și Oldman, care ar putea să ia și după aia, mă rog, au mai apărut și alții. Au apărut da. Anthony Hopkins, care sigur are șanse foarte mari. Dar... Care s-ar putea să fie ca în versul acela care și întrece. Exact, <laughs> da, exact, da, 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 exact, da. exact, exact. Da, dar că... toate sunt roluri din astea de mare întindere și diversitate. Știi, asta este formidabil. La e foarte... Cred că e foarte greu să dai un vot dacă într-adevăr cântărești. Da, pentru că toți... Dacă ai au... balanța aia perfectă, știi, da. Da, toți își dau măsura așa. Toți și Gary Oldman și Hopkins și... Da, 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 ți-am zis ăștia. Trei sunt de start. Am gândit în, inițial la cei doi până să văd The Founders și după aia am zis da. da. Bine. A, așa. Deci ar fi o dată... Thomas Winterberg, care e și european de-al nostru. Da. După care vine David Fincher pentru Mank, pentru Mankiewicz. Um, după aia vine Lee Isaac Chan, care este pentru Minari. Da. Așa. Um, Chloe Zhao, de care tocmai spuneam, de Nomadland. Și Emerald Fennel pentru Promising Young Woman. Da, sunt, Acum e, nu știu e, ce e, să spun. Ei... Interesant este că sunt cam aceleași titluri și din. Uh, categoria din, De la globuri. Da, dar, dar și Nu la, poate, de, dar o parte dintre. Și, și de la cel mai bun film. Adică lucrurile uh -huh. sunt cumva unitare. Uh, apare acest film danez cu nominalizarea. Care nu e dincolo, ceea ce e bizar. Da, așa. da. da. dar uh, probabil că. Nu Așa a cum a fost nu apare nici de... regizorul de la The Father, care, da. cum spuneam, el e dramaturg, intră în altă categorie, francez, mai complicat. Dar probabil că n-a fost la fel de serios. Filmul danez și-a mai permis și anumite na, chestii de da, bine. Da, 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 da. Da. Adică la un moment exact. dat părea să dea speranță, dar a băgat în marșarier puternic și filmul danez și-a făcut tot felul de opturi și colaci ca să ne nebunească Bine, și sfârșitul filmului este lucrat, e clar. Și permite lui Mads Mikkelsen acolo să arate că este un actor tot așa surprinzător, e stare de absolut orice, dar... E adică cert... să nu ne lăsăm înșelați de faptul că apare în reclame, aș dori. Și că apare în Hannibal. Cred că multe lume la în înțeles. ultimul timp cu Hannibal. A făcut și niște filmări și pe România, de asemenea, la un dat. Da. Da. Uh, da. Și acolo rolul, tot rolul lui în sine ar merita... Un avem Hannibal zi. cu Hannibal, ca să zic așa, doar că nu e nominalizat. Dar da, personal Hannibalul... <laughs> nu, că l-avem și pe celălalt, nu, pe da, 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 și Hopkins, da, personal, da. Doar că nu e, da. Da, personal mm -hmm. uh, uh, Hannibalului de Mickelson îmi place mai mult, uh, mă convinge mai mult decât, mm -hmm. <laughs> decât uh, Hopkins. Bine, a avut uh, și spațiu să se desfășoare mult exact. mai mult. Exact. Una da. este pentru un serial, alta este într-un film și așa mai departe. Dar, oricum... Care era un fel de spin-off, dacă stăm te gândit bine așa. Da, da. Hai. Uh, așa. Păi, Ce cea mai bună actriță? A, 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 eram foarte curioasă. Știi că te-am plândit la cotitură de <laughs> și ia să vedem, începe cu cel mai bun actor sau e un gentleman și începe cu cea mai bună actriță. Bun. Așa. Bineînțeles că avem uh, două de culoare, două, așa, și trei albe. Bun, deci avem Viola Davis. Așa. Uh, pentru un film care, pe care l-am văzut și uh, mie Viola Davis în, în principiu îmi place, aici apărea foarte stranie, adică cred că i-a făcut un serviciu lui Ma Rainey, Black Bottom asta, lui Ma Rainey care uh, părea -s... Adică nu știu cum. Cred că doar trebuia să o asculți, nu și să o vezi. Cred că asta era ideea, vreau să spun, de personajul real mă refer acum. Da. Sigur că ea a vrut întru totul să cum spunea Bacri, să se topească în personaj, ca să nu spunem ca să intre în pielea personajului, că nimic nu le nervează mai tare pe domnul Rebenciuc decât să spună cineva chestia asta, cum ați intrat în pielea personajului. Deci nu, deci să se topească în personaj. Și Acolo nu mi s-a părut uh, nemaipomenit. După aia uh, mi s-a părut mai bună Andrew Day pe uh, post de Billy Holiday, ca să spun drept. Da, nu am văzut uh, ce, Și, ce, nu am văzut și filmul mi s-a părut Nu l-ai văzut, nu? Nu, -a nu. nu. A, Așa Cred că aveam și o slăbiciune mai mare Pentru Billy Holiday Și eu um, Vanessa Kirby pentru Pieces of a Woman Știm bine că A fost un film care L-a impresionat pe Scorsese Care a cerut imediat să fie unul dintre producătorii uh, executivi, Adică a băgat niște bani urgent în filmul ăsta Și care este făcut de vecinul nostru de Mândruțcă și uh, care mereu menționez faptul că printre primele lui filme a fost unul la noi în Delta chiar uh, făcut și în colaborare cu, cu, România și care este și el, cred că e la fel de sfârșitor ca The Father, filmul vorbesc, da. Uh, doar că a fost ceva mai generos cu finalul. Um, Slavă Domnul. aceea... văd Domnului, zic. La văd, domnule, dar da, da, pe asta spun, adică s-a gândit domnule, hai să nu-i omor închei. Chiar am apreciat chestia asta, știi, pentru că m-am gândit că mulți o să-l condamne pentru final. Nu dezvălui nimic pentru că nu știți despre A. ce e vorba, dar chiar mi s-a părut. Deci, dacă cineva l-a bombănit pentru asta, înseamnă că realmente este inuman total. După aceea, este Francis McDormand, de care tocmai ți-am spus cu Nomadland-ul ăsta. Adică, pe principiu, cum poți să fii cea mai urâtă femeie din lume și să iei toate Oscarurile cu pultință, Sigur, e o bună actriță, dar în capul meu, în continuare, actriță trebuie să fie și frumoasă, măcar de când în când. Uh, și Carrie Mulligan, care îți spuneam, place de obicei foarte tare, mai ales la An Education, unde am descoperit-o, era formidabilă și a avut o carieră de-asta foarte diferită și cred că s-a motivat-o să facă și rolul ăsta în Promising Young Woman, care era cu totul altceva decât în education și unde te înfioară pe alocuri așa. Cred că o să aibă multe roluri. După aia că o să li se facă frică regizor, nu, ca asta nu e bine să nu ne punem, că cine știe ce ni se întâmplă. Știi, cam asta e. Plus că e foarte bună, o profesionistă teribilă. Așa că asta e personal. Aș vrea să ia Vanessa Kirby, da, pentru că ea s-a străduit foarte tare pentru ce a făcut, dar cred că șansele mari sunt pentru... sunt pentru Viola Davis, cred. Nu știu, să vedem, nu știu exact. A trebuit să vedem, știu, sunt de incorrecte, dar dintre cei care votează și care este cum e împărțit numărul votanților, adică câți dintre ei sunt afroamericani. Și atunci am ști ceva mai bine, înțeleg că sunt cam la o treime. Deci, iar ceilalți, probabil și ai văzut probabil scandalul cu serialul din care l-au zburat pe reggae, ca să zic așa, așa, și unde el a zis, a, nu vor să mai ia în Superman, Înseamnă că doar pentru că sunt de culoare, adică s-a simțit dintr-o dată izolat, deci știi cum e, e foarte complicat cu pe cine alegi. Repet, vedem, filmele vedem. ar trebui luate doar pentru cât de grozave sunt. Uite, un exemplu ar fi cu ani de zile în urmă, domnului profesor cu dragoste, nu? de exemplu, care era un film minunat apropo de profesor, pentru că și la Another Round nu este despre bețiv, cum s-ar putea crede, și este despre profesori. Așa, Bun, hai să ne întoarcem acum, sunt o doamnă și ne întoarcem la cel mai bun actor. Așa. Numai o clipă, Aș vreau să spun Mi și rog. eu un lucru. Se pare că totuși la categoria cea mai bună actriță toate personajele sunt niște femei extraordinar de puternice. Da. Care, asta este linia clar care le leagă și bănuiesc că indiferent cine va câștiga acest Oscar toată lumea se va simți solidară în fiecare acest, da, În această da. direcție, adică este foarte Pentru că clar. fiecare a reprezentat ceva, chiar și în cazul lui Kirby, ce se întâmplă cu personajul de acolo e chiparea multor femei care au trecut prin situații similare, printr Da, printr o traumă de genul ăsta, da. bineînțeles, bineînțeles. Mm -hmm. Deci să mergem la ce cel mai bun actor. ia e, să vedem. Nu știu ce să zic, pentru că, repet, nu am, nu am văzut acest film, cedui, că... The Sound of Metal. Da, Mi da, The Sound of Metal. Dacă uh... are un bun actor, da. are ceva, șanse? Are, are. Bineînțeles, toată lumea are. Mă, mă gândesc... Orezel o ăsta, nu? Că dacă vrei, este Orezul, Orezel, cred că are ceva, șanse și el. Uh... Um, da, numai că știi cum e atunci când intri în concurență cu un actor care cum zic ăștia, a plecat între stele să facă filme mai bune pe acolo. Concurența e foarte mare și știm foarte bine ce se întâmplă. S-a întâmplat și la, și la Globuri, s-a întâmplat și cu mulți ani în urmă, deci de fiecare dată când există o nominalizare a cuiva care ne-a părăsit și doar a rămas în filme, șansele sunt foarte mari de o votare între acolo. Poate că era bine să îl pe Bosman să-l scoată, adică să-i dea un Oscar separat, fără să-l pună la da. concurență cu ceilalți. Anthony Hopkins, am vorbit. Da, Gary Oldman. Am și vorbit. I a, mă rog. Steven Ion, asta nu știu de ce. Pentru că pur și simplu trebuia să fie și un al cincelea, că altfel nu le da. explic, că nu este, nu e un rol no. extraordinar. E no, bineînțeles și nici nu se poate compara nici cu Hopkins, nici cu Oldman. Nu, nu, adică e o diferență de la cer la pământ. Adică da, sau între... de la pământ la stele, că tot am vorbit de stele mai înainte. Sau de la e... pământ la lună măcar, nu? Exact, <laughs> Nu, ma, acum suntem direct la Marte. De la pământ da, la, la, Marte. la Marte, da. Cred că, de fapt, da, asta, cred că e descrierea cea mai bună, chiar nu are ce căuta pe acolo. Mergem la actori într-un rol secundar? Mergem, mergem. Cred că e cel mai bine să-i citați pe toții dumneavoastră și la Dai actorii mai puțin. Să și la actrițele într rol ia. secundar. Eu ți-o citesc din start pe cea pe care vreau eu să ia rolul, dacă se poate pe Glenn Close, chiar dacă Close. E aici e tot bunică, știi că vorbirea bunica de bunica uh, da. esențială pentru mulți dintre noi, în Hillbury LG, um, și în care cred că pentru The Wife a fost total nedreptățit, așa cum și Hopkins a fost nedreptățit pentru uh, pentru, uh, papa. Da, no. pentru Papa, da, pentru papă. exact, așa. Avem Olivia Colman în Tatăl, Livia în care face o carieră de asta strălucită și cu care nu mă pot împăca deloc, adică nu reușesc din, din favorita încoace, nu reușesc să mi-o scot din minte cât de uh, sinistre era în Mugrecului, grecului, deci nu, nu, nu pot, mi-este imposibil să funcționez cu ea, îmi pare rău, așa. Nici în The Crown. Uh, nu, nici în The Crown. Nu, aș fi vrut ceva, mai Doamnă, așa că tot. Uh, Toată lumea vorbește acum despre regină, sigur că am preferat-o net pe Helen Mirren, că da. e din nou de la pământ la marte și e complicată situația. Dar asta e o dovadă în plus, apropo de faptul că tocmai s-a stins prințul, prințul Filip cât de mult, de fapt, preocupă casa regală cinematografic vorbind și din totdeauna, apropo de Oscar, o bine că discursul regelui unde era regina Elisabeta încă era prințesă și era încă la începuturile ei și mă și gândeam la, la Filip că n-a apucat să împlinească 100 de ani, în schimb soacra lui a trecut de 100 de ani. Și toată lumea se întreba, știi că în Anglia, dacă face 100 de ani, Regina a trimite o telegramă. Și toată lumea s-a întrebat dacă i-a trimis și propriei mame. Și probabil că s-ar fi întrebat și acum dacă a apuca Filip, care de altfel um, a murit în săptămâna mare, în săptămâna, luminată, luminată pentru ei, deci ajunge direct în rai, indiferent uh, câte uh, lucruri ar mai fi mirat de-a lungul timpului și care erau între cei mai buni prieteni de altfel ai al regelui nostru, regelui Mihai. Erau și veri și erau o copilărit împreună frumos. Bun, ne întoarcem la... Deci, uh, de la Olivia Colman ne-am luat, așa. Amanda Seyfried pentru Mank era foarte bine, era mult mai bine decât în uh, mama Mia, Da. Ca să e... spun drept, adică surprinzător, de unde e... deducem că da de e bine să existe și un regizor pe măsură. Este o actriță plină de resurse și ea. Exact, exact. Și, bineînțeles, din minarii Iung, Jung, iung. De-aia mai lăsat pe mine să-i citesc, nu? Da. Ca să... da, bine, am înțeles. Ok, bine, hai că dăm un telefon și întrebăm în Corea cum se citește. Sau ăștia care s-au apucat de coreană după ce se uită la serialul de pe TVR1. Dar nu avem da. <laughs> e, 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 te am zis, personal țin uh, cu Glenn Close. A, da, stai, 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 că mai e și uh, M-am gândit multă vreme că e rusoaică, dar m-am uitat între timp de boratul ăsta, urmarea lui Borat, Borat, partea a doua, ca să-i zic așa. Bacalova, Maria Bacalova, care este o bulgăroaică. Mie mi-a plăcut foarte mult acest Borat al doilea. Sunt convinsă, e pentru băieți, cum spuneam. Este filme <laughs> pentru fete, filme pentru băieți și filme da. pentru toată lumea. Asta e pentru băieți, sigur. Da, pentru, așa. pentru băieți. Supporting role la cap. băieți, că tot am ajuns, Sasha Baron Cohen, dar, surpriză, nu un Borat, Că totuși să nu exagerăm, așa, ci în Chicago să Exact, așa. După aia avem, iarăși l-avem pe Judas ăsta al tău. Judas ăsta al tău, nu știu ce o să facă până la urmă. E Cu bine, Daniel Cândia. foarte da? senatos, așa, făcut, foarte da. sănătos. După aia Leslie Odom Jr. în One Night in Miami. Asta era un film foarte straniu, așa, în care au adunat niște personaje reale uh, și le-au amestecat într-o poveste care nu știm cât de adevărată era sau nu, dar care e uh, de văzut. Adică da. aici nu mai te gândești că e doar așa ca să iasă la numărătoare pe afroamerican. Chiar e foarte bine făcut. A, așa, după aia Sound of Metal, facem ce Mai trebuie să facem într-o fel să vedem, să, să vedem și Hai noi. Hai să aranjăm o seară video, așa, ca pe da. Paul Rachi, cheamă pe domnul ăsta. Uh, și uh, uh, din nou, din Judas, încă unul ca să nu ne plictisim. Uh, le Kit chit Stanfield. Da, păi mă rog. îi merită, merită văzut acest Judas pentru că... Prin ăștia Eu... doi pe care le-ai alege, ia să vedem, dacă ai vota. Pe cel, pe Judas, pentru că Judas ah. este chiar un personaj. E bine, ca -a să o știu cu cine stau de vorbă. Deci la el și pe Iuda. Deja m-am liniștit, adică nu... N-am ce să fac dacă este... În direcția vor... asta mi-a trecut. Da, asta, da, da, da. Dacă asta este uh, adevărul uh, artistic, ce să spun? Da. Este. Uh, Bun, este... Eu zic să ne întoarcem la ei. Nu că o să intrăm în criză de timp. Da, păi să vorbim, bineînțeles, și despre colectiv, pentru că nu se poate. Așa, deci avem așa, la ceva care se cheamă mai nou film internațional, nu mai se cheamă film într-o limbă străină, cum s-a până acum. Așa, și avem Another Round, deci Danemarca, care reprezintă Danemarca, deși e într-o coproducție și el. așa. Better Days ăsta, care e un Hong Kong care, după părerea mea, e tot pe principiu, hai să avem și un al cincilea neapărat, adică e foarte oarecare. Uh, colectivul nostru care uh, este reprezentantul României, deși el este făcut cu Luxemburg și cu Luxemburgul, um, avem după aia The Man Who Sold His Skin. Care e un pericol destul de mare pentru ei noștri, ca de altfel și în Underground, pentru că este un tunizian. E prima dată când Tunisia ajunge în această poziție și este o regizoare și este o poveste foarte tulburătoare cu unii care își vând trupul ca să fie tatuat. Pentru că sunt atât de săraci după ce au uh, fugit din țara lor și n au alt uh, mijloc de subsistență. Ei, e inteligent făcut și um, au reușit să-l uh, facă foarte vizibil, și la propriu și la figurat. Și după aia, e un film pe care l-am văzut uh, al Alteri din Bosnia și Herzegovina, care se cheamă Kvava Disaida, care de fapt sunt, mai, sunt vreo șapte coproducători sau nouă, nu mai știu exact, dintre care inclusiv România și care e o poveste, îți spun sincer că după ce l-am văzut vreo câteva ore mi-a fost foarte greu să-mi revin după întâmplarea de la Strebenița și povestea unei Traducătoare din timpul, din timpul războiului lor, de reacțiile celor din Serbia, masacru de la Strebenița, indiferența căștilor albastre și mai ales o alegere mai ceva ca în alegerea Sofiei, pentru că e mult mai aproape de noi, adică și uh, geografic vorbind, dar și ca temperament. Și da. aici, deci de-aia spun, concurența e foarte mare, după părerea mea aici. Iar la cel mai bun uh, documentar, uh, acolo avem, uh, o parte dintre ele se pot vedea și aici. Uh, cum spuneam, inclusiv al nostru, eu sper că până în 25 toată lumea o să fie cu lecțiile făcute și o să-l vadă al nostru, dacă să, să știți că vă verificăm în cazul în care v-ați gândit. Așa, deci avem colectiv, că spune cineva e pe primul loc, este în ordine alfabetică, așa. După care avem Crip Camp, care iarăși și o mare, o mare, pericol. E o poveste de pe vremea lui Nixon, cu acest, o ace tabără pentru persoane cu handicap. Deci îți dai seama cât e de atunci până în zilele noastre. O parte dintre ei erau atunci copii, acum sunt evident, adulți și chiar mai mult decât adulți, seniori știi? Și unde um, producători executivi sunt chiar uh, soții Obama. Așa. Care de asta fapt e. totuși au fost... Nimeni nu-i perfect, știu. De, nu, nu, Așa, de au Mi-a plăcut foarte tare Așa, nu știu dacă ai văzut. The Mole Agent este un, un domn nonagenar, că tot am vorbit azi despre centenar și nonagenar și așa, care e dintr-un azil și care face el pe detectivul acolo. Mi se că are foarte mult umor, dar știi cum e, filmele cu umor nu iau premii de obicei, dar ne fac bine în alte împrejurări. Avem Time după aia povestea unui care e condamnat la vreo 60 de ani de închisoare și pe care vor să-l scoată de acolo, deși uh, se pare că a săvârșit o crimă. Dar era într-un moment nefericit al existenței lui. Mi-a plăcut această justificare. Păi, orice între noi poate fi într-un moment nefericit. Asta nu înseamnă că ne ce și pe cineva pentru chestia asta. Și The Octopus Teacher care e o poveste foarte atașantă, subagvatică, în mare parte, cu o caracatiță, nu aia mafiotă, ci una de adevăratelea, cu care intră în competiție și uh, duminica asta, același colectiv, la premiile BAFTA, deci la uh, premiile din Marea Britanie. Deci, uh, eu zic să ținem pumnii, să ne concentrăm da. și, uh, oricum, e foarte important că s-a ajuns acolo și s-a ajuns din prima în două nominalizări. Da, asta ca să legăm așa cumva pe cât putem de artistic toată discuția, mă vă duce cu gândul la începutul dialogului nostru când ați pomenit de acea platformă, să sperăm că având două linii de plecare pentru mm -hmm. colectivă, cel puțin una dintre ele va fi cu, cu o premieră. Uh, mai ales că intre și în competiție la premiile lux, deci puteți și pe acolo să-l vedeți. Adică uh, aveți chiar mai multe, da, da, da. Da, da. sunt uh, mai multe mize aici. Bineînțeles că am fi uh, încă o dată într-un moment istoric pentru noi dacă am câștigat uh, un Oscar, ceea ce ne, ce ne dorim. Uh, mie mi e place cum folosim noi uh, pluralul majestății aici. Păi, dar noi, eu cred că nu, săracii cei care au muncit foarte mult la el și bineînțeles, care... Bineînțeles, da, bineînțeles, bineînțeles. Da, dar știin, dar da. ca, în tot de, ca în toate lucrurile de genul ăsta... Și exemplu clasic rămâne fotbalul. Suntem noi care exact. câștigăm, noi câștigăm, noi și așa mai departe. Bineînțeles că și tenisul, na, 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 și tenisul neapărat, așa este. <laughs> da? exact, exact. Bineînțeles că este folosit impropriu aici acest uh -huh. nume. dar asta este. Dar aș vrea E să o chestie spun. de mândrie și atunci da. ni se iartă. Nu uh, e orgul, e mândrie, e o mare diferență. Cred că e mai mult de atât. Ajută și la crearea unei identități. Și deci, uh -huh. de asta, lucrurile, recunoașterile de la nivelul ăsta sunt, sunt importante pentru, pentru toată lumea. De asta ne implică cumva. Uh, dar aș vrea să, înainte de a încheia această discuție, să fac o precizare vis-a-vis -vis de uh, familia Obama, la care ați făcut referire. Uh -huh. și Barack Obama a fost uh, suficient de sportiv, aș putea spune, încât să se sizeze toată lumea pe Twitter cu acea trimitere la colectiv, ceea ce spune multe. Mm -hmm. uh, mai ales că, după cum spuneați, este implicat și în... Uh, da, 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 exact. direct exact, exact. Film, A fost că... din nou un gest de generalitate, ți-am zis. da E da. eu Thanksgiving. De... <laughs> da, s-ar -ar putea să avem tot timpul, într-adevăr, câte ceva de învățat. Ce pot să spun aici? Trebuie să punem capăt acestui dialog. Nu pot decât, ca de fiecare dată, să vă mulțumesc pentru participare. Irina Margareta Nistor a fost alături de noi. Sper să o fi făcut pentru cât, cât mai mulți. Încă o dată vă mulțumesc. Să ținem pumnii pentru colectiv. Pe să 20... ne auzim cu bine de flori, că e chiar Duminica Floriilor. Da, de 25 aprilie. Mulțumesc încă o dată. Numai bine rămâneți pe RFI.